seara, doamnelor și domnilor, începe jurnalul Gorj TV. Iată câteva dintre subiectele zilei. Sfârșit cumplit pentru un gorjan de 42 de ani, acesta a fost lovit de un tir pe autostradă din Ungaria. Detaliile tragediei imediat. Este oficial și definitiv, Marcel Romanescu va fi candidatul Partidului Național Liberal pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Dan Vâlceanu regretă că nu l-a lăsat să candideze încă de anul trecut. Declarații în câteva momente. Un bun test al forței de muncă. Așa văd politicienii disperarea miilor de gorjeni care au venit cu CV-uri la viitoarea fabrică de cabluri, amănunte în jurnal. Un bărbat din Turbure a avut parte de un sfârșit crunt în străinătate. A vrut să caute un trai mai bun peste hotare, însă în drum spre Belgia i s-a făcut rău. A coborât din autocar, apoi a plecat pe jos fără să spună unde merge. Șoferul și ceilalți pasageri l-au așteptat ore întregi, după care au decis să plece fără el. 3 ore mai târziu l-au văzut pe asfalt. Era fără suflare, fusese lovit în plin de o autocisternă și nu a mai avut nicio șansă. Evenimentul s-a petrecut pe autostradă în apropiere de Budapesta. Omul avea acasă un copil minor care încă îl așteaptă să se întoarcă la el. Cornel Dabu și soția sa munceau în străinătate în două țări diferite. Căutau peste hotare o viață mai bună pentru că în țară nu au reușit să se angajeze. De sărbători, amândoi au venit acasă pentru a petrece timp cu fiul lor de 13 ani. Săptămâna trecută a plecat din nou spre Belgia, însă avea să fie ultimul său drum. Mă, Cornele, tu ce ai? Tu ai fețe, te schimbai la fată. Nimic, n-a putut să zică nimic. Doar s-a dus și a luat șoferul în brată, nici de cum că a luat șoferul în brată și doar s-a luat de mâini, așa că nu putea să mai vorbească, să mai zică nimic. Atunci ei l-au scos afară, i-au dat, l-au lăsat la aer, la cură, ce că ar fi fost, decât în mașina Cailanță erau la toaletă. El și cu 2 băieți, așa m-a înțeles, așa a spus șoferul. Și l-au scos afară la aer, că să ia aer, asta ce a stat un pic după aia l-a luat la fugă. Nimeni nu își explică ce s-a întâmplat după ce și-a revenit. Șoferul autocarului avea să-l găsească ucis pe autostradă. L-au găsit mort, nu înapoi, unde a fugit el. L-au găsit mort, ce că ar fi fugit la un tir. Tot înainte. L-au găsit mort tot înainte. El probabil și-a revenit, s-a întors cumva înapoi și noi am mai găsit și a plecat tot înainte și a fost mort acolo. L-a lovit o cisternă? Ce l-a lovit, nu știu, că ce că... Vineri dimineața l-a găsit mort. Vineri, în jurul, nu știu, până în jurul orii, 8 l-a fi găsit mort de o mașină. Că a dat mașină. A primit vestea, dumite fata, nora mea, Duminică. Cornel avea 42 de ani și era din localitatea Turbure, județul Gorj. Familia face acum toate demersurile pentru ca trupul neînsuflețit să fie adus în țară. Am mai fost, a făcut paștile el în Belgia și soția lui Nora în Germania. Eu am stat aici acasă cu băiatul. Eu am ținut situația rostul pe ce? Că aici, după aia m-am mutat, după ce am mutat, muri soțul mai urmă. S-am și acolo cu fata, de asta și aici. Cornel era căsătorit, iar un copil de 13 ani îl aștepta să se întoarcă acasă cu bine. Am dus-o la Timișoara, cum ne-au anunțat și pe noi, și am lăsat-o acolo să vedem acum cum decurg demersurile. Actele. Nu, depinde de noi, depinde de ambasadă sau de poliția ungară sau care se ocupă de așa ceva, deci nu pot să spun nimica. Deci nu știu absolut nimica. Când ne spune să avem verde să luăm de acolo, ne ducem și luăm. Noi am pregătit totul decât să ne duce să luăm. La ceva nu pot să vă spun mai nimica. A plecat și el cumva, că așa este țara asta, nu s-a ajuns bani și a plecat să câștige un bani. Și uitați acum ce s-a întâmplat acum, care e un necaz mare. Deci un băiat foarte bun și cum se cade, din toate punctele de vedere. Și primăria va ajuta familia cu o parte din cheltuielile pentru înmormântare. Ca și autoritate locală și ca și cetățean al comunei Turburea, sunt alături de familie, o să încercăm să-i ajutăm și noi. În limita posibilităților primăriei comunei Turburea, dacă va fi vreun sprijin mai mare, vom găsi și voi cere sprijinul și la mai mulți persoane juridice, la privatizați pe care să putem să-l ajutăm, dar la ora actuală n-au cerut niciun ajutor, niciun sprijin financiar vis-a-vis de primărie. Soția sa a plecat deja la Timișoara pentru a face toate demersurile necesare pentru a-l aduce acasă pentru ultima dată pe bărbat.
După ce mii de persoane și-au depus un CV pentru a fi recrutate la viitoarea fabrică de cabluri din Târgu Jiu, reprezentanții județului se laudă cu un alt posibil investitor. În plus, aglomerația de la Rostramo pare de bun augur pentru șefii județului, care spun că așa a fost testată și forța de muncă din Gorj. Pe de altă parte, se întrevede o nouă investiție tot în zona Rostramo. Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, a declarat că miile de persoane care au depus o solicitare pentru un loc de muncă la viitoarea fabrică de cabluri a fost și un test al forței de muncă din județ. Din acești oameni însă, angajatorul va selecta doar 500. Este până la urmă un lucru bun și faptul că au început să vină investitori la nivelul județului Gorj, cred că e un lucru benefic pentru locuitorii județului Gorj. Am înțeles de la ei că vor să demareze un pic mai devreme activitatea. Probabil că au vrut să facă un studiu și faptul că s-au prezentat un număr, zic eu, semnificativ de oameni, le dă și lor o siguranță că activitatea la nivelul întreprinderii care o vor dezvolta la Rostramo va fi destul de bună și nu cred că vor avea și vor duce lipsă de personal. Până în toamnă, japonezii urmează să mai recruteze 1000 de persoane în funcție de cum va decurge activitatea fabricii de cablaje. Numărul total de angajați până la sfârșitul anului 2017 urmează a se ridica la aproximativ 1500 de persoane. Este cred că cea mai importantă investiție privată din Gorj. Este un investitor destul de important care a apărut pe piața gorjeană și sper ca în zona Rostramo să apară și alți investitori. În ultima perioadă au mai fost discuții cu alte două societăți care ar fi dornice să investească în Târgu Jiu, tot în zona în care a funcționat fosta fabrică Rostramo. Printre acestea, o companie din Franța. Aceasta vrea să deschidă aici o fabrică de componente auto. Sunt în momentul de față într-o anumită formă și au luat toate detaliile și cred că și acel investitor va veni la Rostramo. În ce domeniu? Am înțeles că e o firmă care au ca și proprietar ceva din Franța. N-am toate detaliile și în momentul când avem toate detaliile, cu siguranță o să vă informăm exact ce activitate vor desfășura acolo. În județul Gorj figurează aproximativ 8000 de persoane în evidențele AJOFM, însă în realitate cifra este mult mai mare. Este ca și bătut în cuie, Marcel Romanescu va fi candidatul Partidului Național Liberal pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Deputatul Dan Vâlceanu a declarat la Gorj TV că în această seară va fi obținut și acordul colegilor din partid. Mai mult decât atât, Vâlceanu regretă că nu l-a lăsat pe Romanescu să candideze și la alegerile locale de anul trecut. Deși acesta ieșise pe primul loc într-un sondaj comandat de partid, a fost dat la o parte, iar în locul lui a candidat Octavian Lupulescu. Acesta a obținut un scor rușinos, clasat lăsându-se pe locul 3. Lămurirea a venit în cadrul emisiunii În numele adevărului de la Gorj TV. Dan Vâlceanu, președintele Partidului Național Liberal Gorj, a explicat că Marcel Romanescu va candida din partea organizației la alegerile parțiale pentru primăria Târgu Jiu. Eu m-am și plictisit să tot spun că Marcel Romanescu este candidatul PNL. O spun de atâtea ori, chiar am avut o discuție cu Marcel zilele trecute și am spus, te rog frumos să nu mai spui chestia asta. Am vorbit, ne-am înțeles odată, ești candidatul Partidului Național Liberal, pentru că eu cred că oamenii trebuie să știe deja. Noutatea de la aceste alegeri este că nu vor fi efectuate studii sau sondaje așa cum au fost făcute în vara anului trecut. Marcel Romanescu a fost printre potențialii candidați din PNL, însă deși se afla pe primul loc după sondaj, nu a fost lăsat să candideze. Fără sondaje, fără niciun fel de... pentru că eu cred că și acum, cred că dacă n-am făcut sondajul la Marcel Romanescu, ar fost candidat din vară. Pe de altă parte, vreau să vă spun că... Stați puțin că la sondaj respectiv tot Marcel Romanescu și pe primul loc. Da, dar știți ceva? I-am spus-o și lui și
probabil dacă vrea o recunoaște, dacă nu, nu. Într-adevăr, nu s-a întâmplat asta pentru că a vrut cineva să-i facă un bine atunci. Dar cred că pentru cariera politică a domnului Romanescu a fost mai bine că n-a candidat astă vară. Acum are cu totuși tot o altă șansă. Credeți că are șanse mai mari acum decât le-ar fi avut în 2016? Da, eu cred că are șanse mai mari acum, ba mai mult, îndrăznesc să vă mai spun un lucru, are șanse mai mari decât Aurel Popescu să fie primar. Vâlceanu este de părere că într-o bătălie cu Florin Cârciumaru, Marcel Romanescu ar fi câștigat alegerile pentru primăria Târgu Jiu. Un model este ce s-a întâmplat la Motru în iunie anul trecut, când Dorin Hanu a renunțat să mai candideze. Noi am câștigat primăria pentru că n-am mai candidat Dorin Hanu. Nu pentru că s-au răsfirat PSD-știi să candideze din mai multe partide. Pentru că foarte multă lume așa a spus. Dom'le, va... Nu confundați Motru, care e un orășel mic. Nu, o să vedeți că revin și aici și o să vedeți că lucrurile nu stau așa. Și dacă n-ar fi candidat toți așa la fiecare partid, oricum, eu cred că am fi câștigat. Ideea a fost alta. Câtă vreme Dorin Hanu, un primar cu 3 mandate înainte, da, ar fi candidat, foarte greu să știți că poți rupe oamenii din mentalitatea că trebuie să meargă să-și voteze primarul. Din partea PSD va candida cel mai probabil Aurel Popescu, iar de la ALDE consilierul local Eduard Lădaru. Liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu, va tăia în carne vie. În această seară se fac analize pe rezultatele de la alegerile parlamentare, iar acolo unde au fost dezastruoase se vor lua măsuri aspre. Spre exemplu, există localități unde PNL a obținut doar câteva zeci de voturi și proaspătul deputat va trebui la rândul lui să dea explicații șefilor din partid după procentul slab înregistrat în decembrie. Toate organizațiile locale din teritoriu vor fi analizate astăzi în cadrul ședinței Biroului Politic Județean. Liderul organizației județene a PNL, Dan Vâlceanu, a explicat în cadrul unei conferințe de presă că va fi analizată activitatea de după fuziunea PNL cu PDL. Dacă din discuțiile cu colegii mei se va pune problema unor măsuri pe care să le luăm pentru eficientizarea organizațiilor, le vom lua în seara aceasta. Oricum, aseară este o primă discuție doar și un prim pas pentru a analiza și a observa cu atenție care sunt lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățim, astfel încât până la următoarele alegeri, care vor avea loc peste mai bine de 2 ani, organizația noastră să fie mult mai bine pregătită. Sunt și organizații locale care nu vor scăpa de sancțiuni. Vâlceanu a declarat că vor avea de suferit liderii din județ care nu s-au preocupat nici de ultimele alegeri, cele parlamentare. În unele comune, liberalii au obținut câteva zeci de voturi. Sunt anumite organizații care au avut un scor care a fost nu sub așteptări. Pentru că noi am avut alte așteptări, asta este foarte clar. Dar au fost, de-a dreptul, cum să vă spun, te pun pe gânduri. De exemplu, noi la Jupunești am luat 40 de voturi la parlamentare. Nu există așa ceva. Sau la Mușetești am luat undeva la 6%. PNL s-a făcut de rușine după alegerile parlamentare din decembrie, când a avut 16% din voturi. Noi nu suntem un partid care să ne propunem în nicio localitate din județul Gorj 5 sau 6% target. Asta țin de, nu știu, ALDE, PMP sau alte partide mici. Partidele mici își propun să, nu știu, aibă rezultate între 5 și 10%. PNL este un partid mare și în condițiile în care avem asemenea organizații, este clar că trebuie să luăm o măsură. Mai ales că n-aș vrea să lungim boala în anumite puncte. La rândul său și Dan Vâlceanu va fi tras la răspundere după rezultatul din decembrie. Conducerea centrală prin Raluca Turcan, președintele interimar, a anunțat analize și măsuri aspre în organizațiile unde au fost rezultate sub media națională. Este și cazul județului Gorj. Vești bune pentru toți românii. În 2017 au fost eliminate mai multe taxe percepute pentru prestarea unor servicii publice. De la 1 februarie 2017 vor fi eliminate 20 de taxe privind registrul comerțului, 8 taxe privind cetățenia, legalizarea și eliberarea unor documente, taxa radio, taxa TV, 22 de taxe privind publicarea în monitorul oficial, 13 taxe de timbru, taxa pentru cazierul judiciar, tariful pentru eliberarea
emiterea pașaportului suplimentar sau pentru cazierul fiscal. Subiectul pe larg în câteva momente. Fostul deputat Niculina Mocioi ar putea fi propunerea ALDE pentru funcția de subprefect. PSD negociază cu colegii de alianță funcțiile din teritoriu, iar cea de prefect în Gorj le-ar reveni socialdemocraților, care îl susțin pe Ciprian Florescu. Cei de la ALDE se mulțumesc și cu funcția de subprefect, pe care o pregătesc pentru Niculina Mocioi. Partidul Social-Democrat poartă discuții la București cu cei din ALDE pentru a afla cum vor fi împărțite funcțiile în județe după instalarea noului guvern. De altfel, Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, a fost și el în capitală pentru a afla noile concluzii după ultimele negocieri. În Gorj, PSD și ALDE se bat pentru postul de prefect. Și ALDE solicită postul de prefect. Ține de negocierea de la București. Este un algoritm, s-a stabilit un algoritm la nivel de București, pe care și eu cred că va fi pus în practică. Acum vom vedea ce vom ce vor decide cei de la București pentru județul Gorj. În cazul în care nu vor primi postul de prefect, cei de la ALDE se mulțumesc și cu o funcție mai mică. Ar vrea postul de subprefect pentru fostul deputat Niculina Mocioi. Surse susțin că ea este susținută pentru această funcție. Promisiunea ar fi primit-o încă de anul trecut în noiembrie, când s-a înscris în ALDE. De altfel, ea a mers în campanie alături de fostul senator Dian Popescu. Nu s-a regăsit pe lista de candidați la alegerile parlamentare. Ne dorim, așa cum am spus, pentru că avem persoane pregătite profesional ca să poată să ocupe cât mai multe poziții. Și ne dorim, într-adevăr, să avem și noi cât mai multe poziții. Ați acceptat și postul de subprefect? Este, nu pot să spun eu că vom accepta. Lucrurile astea se discută la nivel de București. În momentul în care Bucureștiul stabilește că la județul Gorj una dintre cele două formațiuni va primi poziția, clar că nu o să ne dăm la o parte. Niculina Mocioi a obținut un post de deputat pe lista Partidului Poporului Dan Diaconescu. După ce a plecat din PPDD, a mers la PNL, de unde a dezertat pentru că nu a fost lăsată să candideze la primăria municipiului Târgu Jiu în vara anului trecut. În acest moment, postul de subprefect este ocupat de Sorin Arjoca, un om pregătit care cunoaște foarte bine legislația și neafiliat politic. Niculina Mocioi nu a vrut să comenteze aceste zvonuri. Andrei Maioreanu pare să piardă șansa de a prinde un post în guvernul Grindeanu. Deși PSD Gorj visa la un post de secretar de stat în Ministerul Energiei pentru Maioreanu, acesta i-a fost acordat lui Doru Vișan. Numirea sa a fost deja publicată în Monitorul Oficial. Vișan a fost director al sucursalei electrocentrale Paroșeni în cadrul complexului energetic Hunedoara. Cel de-al doilea post de secretar de stat în Ministerul Energiei este vizat și de fostul senator Dian Popescu, rămas pe din afară după alegerile parlamentare. De asemenea, PSD Gorj vrea posturi în Ministerul Sănătății și în cel al comunicațiilor. A fost vehiculate pentru cele două numele lui Tiberiu Tătaru și al lui Bebe Ionică. Vești bune pentru cei care vor să plece în afara țării, începând de luna viitoare, vor plăti mai puțin pentru eliberarea pașapoartelor temporare. De asemenea, în cazul pașapoartelor temporare, va dispărea și taxa de urgență, care în prezent este în valoare de 100 de lei. Anual, solicitările pentru pașapoarte se mențin la o cotă ridicată în rândul gorjenilor. Numai în 2016, la ghișeele Serviciului pentru Eliberarea Pașapoartelor, au fost depuse peste 12.000 de solicitări. Zeci de mii de gorjeni solicită anual eliberarea unui pașaport, fie pentru a pleca la muncă în străinătate, fie pentru a-și petrece concediul peste hotare. La ghișeele Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea Pașapoartelor Gorj au fost depuse peste 12.000 de solicitări numai anul trecut. În perioada dintre Crăciun și Revelion, aproximativ 100 de persoane au depus zilnic cereri pentru eliberarea unui pașaport. Pașapoarte electronice avem eliberate un număr de 8.619, iar pașapoarte temporare 3.960. În ultimele zile însă, angajații instituției au avut mai puțin de muncă. Asta pentru că gerul năpraznic i-a determinat pe gorjenii să nu mai iasă din case. Astfel, numărul solicitărilor pentru eliberarea unui pașaport a scăzut semnificativ. În zilele acestea de miercuri, de ieri, a început să scadă volumul de solicitări de cereri de eliberare a pașaportelor și noi considerăm că sunt două motive. Unul, frigul de afară, și cel de-al doilea, s-au terminat sărbătorile de iarnă și cetățenii din străinătate și-au rezolvat problemele și au plecat la locurile de muncă.
Luna februarie vine și cu vești bune pentru cei care au nevoie de un pașaport. Potrivit unui act normativ recent publicat în Monitorul Oficial, taxa suplimentară în valoare de 22 de lei pentru eliberarea pașapoartelor temporare va dispărea, la fel și taxa de urgență, care în prezent este de 100 de lei. Conform ordonanței de guvern care o să intre în vigoare de la 1 februarie și a fost publicată, se va reduce tariful suplimentar pentru pașaportul temporar și taxa de 22 de lei din hotărârea Guvernului 24/94. Dar date suplimentare putem să oferim în momentul în care se va aplica această ordonanță. În afară de acestea, cetățenii vor scăpa de numeroase alte taxe necesare pentru eliberarea unor acte civile, lucru care nu face decât să-i bucure. E bine. Tot ce nu mai sunt bani, nu se mai dă bani la stat, e bine. Da, este un lucru bun, într-adevăr. Acum, să sperăm că urmează și alte taxe mai mici. Începând de la 1 februarie, vor fi eliminate numai puțin de 102 taxe nefiscale. Complexul energetic Oltenia salvează România de la îngheț. Alături de hidroelectrica, ce Oltenia asigură stabilitatea sistemului energetic național. În aceste zile s-au înregistrat consumuri record pentru ultimii 17 ani, pentru că românii se încălzesc masiv cu reșouri sau calorifere electrice. Aproape toate centralele din țară funcționează la capacitate maximă. Eolienele însă sunt la pământ. CEO și Hidro intră în sistem cu câte 3000 de megawatts. Gerul scoate însă la lumină și fisurile din sistemul energetic al României. În condițiile unui consum record de electricitate, producătorii pică unul după altul. Două grupuri ale termocentralei turcene au fost trase pe linie moartă din cauza unor probleme tehnice. În urmă cu două zile, grupul 6 de la termocentrala Rofinare a fost oprit și el seara trecută pentru o perioadă scurtă, tot din cauza unei defecțiuni tehnice. De asemenea, porțile de fier și centrala nucleară de la Cernavodă produc sub capacitate. Asta tocmai în momentul în care trebuiau să meargă la saturație maximă. Cei trei bărbați din Motru care au convins o minoră de 14 ani să se prostitueze rămân arestați la domiciliu. Decizia a venit de la judecătoria Motru. Cei trei au 24, 42 și 62 de ani și sunt acuzați că au obligat-o pe copila internată într-un centru de plasament să se prostitueze. Procurorii au stabilit că cei trei proxeneți trimiși în judecată au determinat-o pe minoră să aibă relații sexuale contra cost cu mai mulți bărbați. Fata de 14 ani s-a prostituat timp de mai multe săptămâni în municipiul Motru după ce a fugit de la școală. Minora a plecat de la începutul anului și până în prezent de peste 20 de ori din centrul de plasament. Cei trei proxeneți au 24, 42 și 62 de ani. Bătrânul se pare că era cel care asigura paza minorei pe care o puneau să se prostitueze. Zilnic îi aduceau câte 5-6 clienți, iar sumele încasate erau modice. Și în blocul ăsta parcă a intrat. Deci aici știați că aici este ținută cu forța un minor? Nu știam eu asta, nu știam nici de ce a fost poliția. Vă mint, de ce să mă bag, ce nu? Dar de fost a fost, dar nu știam pentru ce. Sunt de vină ceilalți care veneau aici și aduceau fete și pe cine aduceau și... Poate într-un fel e vinovat și dânsul că nu trebuia să primească, eu totuși așa cred că e mai bine. Așa ca vecin, cum... Nu, m-am înțeles foarte bine. Eu era un om foarte de treabă, m-am înțeles foarte bine că este și lângă mine aici și nu. Dar v-a spus vreodată întrebarea ce caută o fată de 13 ani la un bătrân de 62 de ani? Dânsul îi primea pentru că era milă, că zicea că n-are unde să stea, mai ales fetița aia de 13 ani zicea că n-are unde să stea. Irina Mailat, mama minorei, care este decăzută din drepturile părintești pentru rele tratamente, spune că vinovați sunt cei care au îngrijire pe fată, iar Consiliul Județean Gorj a demarat o anchetă în acest caz. Am hotărât că începem cu data de luni o comisie din cadrul Consiliului Județean, bineînțeles, poate și cu specialiști cooptați din cadrul direcției, să vedem cauzele reale, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, să vedem dacă s-a acordat tratamentul medicamentos necesar, dacă se impune. Tratamentul psihologic și să poate reușim să găsim cauzele care o fac pe această fetiță să aibă comportamentul din ultimile luni de zile. Sper să mi-aducă un raport în care să reușim să facem ceva pentru că e păcat de ceea ce se întâmplă. E un minor și trebuie să avem, fiecare avem copii și trebuie să avem grijă de copii. Problemele în familia minorei au apărut în urmă cu 2 ani, când casa lor a fost luată de la inundațiile din Novaci. După ce a rămas fără nimic, autoritățile l-au pus să trăiască într-un container.
Deși suntem abia în ianuarie, în unele ateliere se lucrează de zor la mărțișoare care vor fi comercializate în centrul municipiului Târgu Jiu. Unul dintre comercianții lucrează în această perioadă la sute de cadouri pe care le va scoate la vânzare în luna lui Mărțișor. Toate sunt realizate chiar de ea din materiale ecologice. Subiectul pe larg și alte știri după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Deși suntem abia în ianuarie, în unele ateliere se lucrează de zor la mărțișoare care vor fi comercializate în centrul municipiului Târgu Jiu. Unul dintre comercianți lucrează în această perioadă la sute de cadouri pe care le va scoate la vânzare în luna lui Mărțișor. Toate sunt handmade din materiale ecologice. Pasiunea urmează de peste 30 de ani. Încă din primăvară culege cele mai frumoase flori de pe câmp, le presează, iar anul care urmează le fixează pe o pastă de ceramică. În fiecare zi confecționează zeci de astfel de mărțișoare. Lucram foarte mult cu plante naturale. Deci luam iedere de pe casă și o vopseam cu acuarelă în pastă de dinți și făceam pomișor de ea, așa, știi? Mariana Medrega a efectuat deja câteva sute de mărțișoare pe care le va scoate la vânzare la târguri de mărțișori din Târgu Jiu. Lucrează în aceste zile la foc automat. Este printre puținii care mai realizează mărțișoare unice. Materialele pe care le folosește sunt toate ecologice. N-am cronometrat niciodată cât timp îmi ia să realizez un mărțișor. Materialele pe care le folosesc încep de primăvara. De la o buruiană care e mai frumoasă în grădină, flori de câmp presate, suport poate să fie orice, ghindă, scoici, resturi de materiale pe care alții nu le folosesc, catifea. Iar astea care, la care am lucrat astăzi sunt mai deosebite, se prepară dintr-o pastă de porțelan, o pastă pe care o prepar eu cu mai multe ingrediente, printre care aracet și parafină lichidă, cu acel praf de porțelan pe care pasta se prepară, durează cam vreo 2-3 ore preparatul, dar din o porție de pastă ies câteva sute de bucăți de mărțișoare. Toate sunt apoi colorate și modelate. Totul este handmade, iar aproape toate mărțișoarele sunt făcute din lucruri simple. Este nevoie doar de imaginație pentru a aduce ceva nou pe piață. Cum să zic, lucruri simple, dopuri de sticlă, dopuri. Sau orice, ca să dai o formă anume, pe care o modelezi tot din mână. Vrei să dai forma unui coșuleț, cum este acesta, e tot dintr-un dop, pe urma mai tăia cu un dop și puțin tras așa și el își ia forma respectivă. Un gust amar îi lasă clienții care caută doar un ambalaj frumos. Am văzut foarte multe persoane și după cum arătau, păreau a fi educate, care nu conta atât de mult ce era înăuntru, conta ambalajul produsului și e destul de greu. Ambalajele nu le facem noi, le cumpărăm și doar le pliem și după aceea ambalăm, este destul de greu să găsești un ambalaj adecvat. Pasiunea o are de peste 30 de ani. Ne-a mărturisit că face asta și din nevoia de bani, totul pornind încă din perioada comunistă, când aceasta făcea cercei din mărgele stricate pe care îi vindea la colț de stradă. Primele mărțișoare pe care le-am făcut a fost în anul 1986 și totul a pornit de la o găoace de nucă cu doi puișori făcuți din vată și aveau 2-3 pene puse în acea găoace de nucă. Mie mi-au plăcut ca bibelouri și de acolo mi-a venit ideea să fac mărțișoare. Stăteam la bloc, n-aveam pene și atunci am desfăcut un burduf de perină și am făcut primele flori de pene. Mulți ani am lucrat flori din pene, foarte mulți ani, cu pene de păun, cu pene de fazan, dar ușor, ușor s-au cam demodat și mai e destul de greu să faci rost de pene, pentru că cumpăram pielea de fazan de la vânători. Recunoaște totuși că este foarte greu să concureze cu toate chiciurile care sunt pe piață. Foarte greu, cum să vă zic, pentru că un produs de genul ăsta pe mine mă costă aproape un leu, aproape, deci 50 de bani, punguța, șnurul, deci 50 de bani, 5.000 de lei vechi și cartonașul. Nu vorbim de ce am făcut eu aici, de pastă, de manoperă, de lipitul florilor sau de lucratul florilor.
Și atunci merg și eu la chinez și cumpăr ambalaje. Acum s-a reprofilat. În Italia, la copiii ei, a învățat să prepare o pastă din ceramică care o folosește acum la confecționarea mărțișoarelor. Toate vor putea fi admirate și achiziționate în târgul de mărțișor, care va fi deschis la Târgu Jiu începând cu data de 1 martie. Și-a riscat viața pentru a salva o lebădă. Ovidiu Ionescu a văzut în aripata care rămăsese blocată în gheață în zona Turcinești. A sunat la 112, însă pompierii nu au putut trimite niciun echipaj. Astfel că bărbatul s-a decis să meargă el să o salveze. A mers pe gheață până a ajuns la lebădă. A fost ajutat de câțiva prieteni să se întoarcă teafăr la mal. După ce a recuperat frumoasa în aripată, a dus-o la un veterinar, apoi a lăsat-o unui prieten care are fermă și poate avea grijă de ea. În ultimele zile, din cauza temperaturilor scăzute, mai mulți boboci de lebădă au murit. Oficialii Agenției pentru Protecția Mediului ridică din umeri, susțin că nu au cum să salveze păsările de la moarte, chiar dacă acestea sunt specii protejate. Pandurii Târgu Jiu s-a despărțit în condiții amiabile de antrenorul Peter Grigoraș, după ce i-au trimis o decizie prin care îl dădeau afară pentru indisciplină, bazându-se pe un articol care nu se regăsește în codul muncii, juriștii de la club au remediat greșeala. Astfel că au scris o nouă decizie de încetare a contractului prin acordul părților. Prima a fost o glumă, susține Golea, încercând să dragă busuiocul după ce s-a făcut de râs împreună cu juriștii clubului. Antrenorul Petre Grigoraș a fost îndepărtat de la clubul Pandurii Târgu Jiu într-un mod care nu face deloc cinste actualei conduceri. Deși acesta declara că nu va pleca de la Târgu Jiu când toți jucătorii anunțau că pleacă și a găsit metode prin care să-i motiveze pe elevii să se intre în teren, Marin Golea a reușit să se descotorosească rapid de Grigoraș. Decizia de încetare a contractului a fost transmisă antrenorului, însă a fost completată greșit în baza unui articol existent în vechiul cod al muncii. După ce documentul a fost publicat de Gorj TV și după amenințările lui Grigoraș că se va adresa instanței, juriștii l-au refăcut. Golea l-a prezentat într-o conferință de presă. Din documente reiese că și Petre Grigoraș a fost de acord cu încetarea contractului. Ce îi se reproșează lui Grigoraș? Domnul Grigoraș, în ultima perioadă, cel puțin de când a venit la club, în opinia mea, nu a știut să gestioneze vestiarul sub nicio formă. Deși s-a angajat și am dat libertate de plină. A fost ca un președinte de club. S-a angajat că va stăpâni vestiarul, jucătorii îl vor asculta și am constatat la un moment dat că am părțit echipa în două. Să știți că asta e realitate. Nimeni nu a trimis pe o parte de jucători să facă antrenament separat. Și am avut discuții dese cu dumneavoastră, domnule, îi pregătești, păi nu, îi lasă și pe ceilalți, pentru că i-am spus la un moment dat, jucătorii o să vină, pentru că vin meciuri importante, Steaua, Dinamo, Gaz Metan și vor să ca în continuare să fie, pregă, să-i vadă, da? Să fie văzut pe ecran ca să poată din iarnă, pentru că și-am lăsat de la început dorința să plece, să încheie cu noi relațiile și trebuie să se afirme. În plus, mai mulți jucătorii ar fi spus lui Golea că Petre Grigoraș nu-i pregătea. Nu am mai făcut pregătire cu jucătorii. Indiferent de cine spune, jucătorii acum când au plecat, Răuță și alții, Obodo și ceilalți, mi-au spus, doamne, de ce îl țineți pe acest antrenor? Pentru că nu facem nimic cu noi. Îmi pare rău că vorbesc așa despre noi. Am ținut foarte mult la domnul Grigoraș și în continuare îl apreciez pentru ceea ce a făcut în trecut. Dar să știți și vă spun, poate o să aduc la următoare conferință să vedeți câți bani a câștigat domnul Grigoraș de câte ori activa noi în club. Și în momentul de față a avut un salariu brut de 1.500 de euro. Golea a explicat în conferința de presă că primul document transmis lui Grigoraș a fost o glumă pentru antrenor. A încercat astfel să se scuze că juriștii clubului au rămas mult în urmă cu materia și nu sunt pregătiți. Petre Grigoraș nu a putut fi contactat pentru a-și exprima poziția față de afirmațiile făcute de Marin Golea. George Țucudean nu poate să plece de la Pandurii Târgu Jiu decât dacă gruparea care îl vrea va plăti 250.000 de euro. O clauză prevede ca în cazul în care va pleca de la echipă înainte de termen să plătească această sumă clubului Pandurii. În cazul în care oficialii de la Târgu Jiu lasă să plece, li se va imputa această sumă. Momentan, Țucudean nu a venit la antrenament din cauza unor probleme de sănătate.
Pentru moment, George Țucudeana a adus o scutire medicală, este bolnav și nu poate reveni alături de colegii săi. Însă el își dorește să plece. Acest lucru va fi greu de făcut cel puțin până în vară, când îi va expira contractul cu echipa de fotbal de la Târgu Jiu. Dacă vrea să plece, Țucudean sau viitorul său club trebuie să achite echipei Pandurii 250.000 de euro. Țucudean este jucătorul nostru în momentul de față. Mi-a trimis, este în Arad, are lungă sciatică, a trimis o scutire medicală. Acum, ce să vă spun, se răzvonește că ar fi plecat cu Craiova în cantonament? Nu, sunt colegi care au vorbit la telefon. Am avut discuții cu impresarii dumneavoastră, cu Dumnezeu Sandu și mi-a spus că este în țară. Jucătorul nu este plecat, că are această afecțiune. Deci, vreau să spuneți că dumneavoastră să-l vedem la clubul Pandori în continuare sau nu? Da, în momentul de față, Sucudean este jucătorul nostru. Zilele acestea, până în data de 20, lui intră acea cedare de creanță, intră 20.000 de euro pe card. Eu mai am să-i dau 2.000 de euro și este, ăsta e salariul Sucudean, 2.000. Deci, și are cedare de creanță și până în vară. El mai are încă cedare de creanță pe care probabil nu știau impresarul și domnul Ceasar, de care știe că este jucătorul lui. În condițiile astea nu poate să plece decât dacă această sumă este plătită de un club care îl dorește. E puțin probabil că ar fi cineva să ofere acești 250.000 de euro. Dacă eu îi dau drumul Țucudean, sunt bun de plată. Pentru că un reprezentant al jucătorilor, domnul Stanca, portarul nostru, face parte din Comitetul Creditorilor și chiar s-a exprimat la întâlnirea cu dumneavoastră că sunt nicio formă să nu dau drumul Țucudean, pentru că vă dați seama ce înseamnă să ne dea 250.000 de euro pe Țucudean. Țucudean nu este singurul caz. Sumele din contracte pot fi contestate în instanță sau negociate cu oficialii clubului. Răduț, care a plecat, intră și lui 72.000 de euro la cedare de creanțe, da? Mai sunt Vânculeț, are 62.000 de euro, dar aceste cedări de creanțe au fost contestate de creditorul judiciar. Este obligația dumneavoastră să facă acest lucru. Această cedare de creanță pentru Țucudean nu am putut să o anulăm pentru că este benefică pentru club. Are această clauză care poate să le aducă bani. Acum, dacă dorește să plece undeva și insistă, da, această sumă devine negociabilă, se prezintă Comitetul de Creditori și dacă ei acceptă diminuarea acestei sume, ca să nu ne fie nouă imputat de legea care duce clubul, poate să plece. Și Ovidiu Hera va pleca de la Pandurii. Lucian Sânmărtean cedează drepturile salariale pe lunile decembrie și ianuarie. Cedează drepturile salariale pe lunile noiembrie și decembrie și suma pe care o aveam de dat acum, în ianuarie, pe 25.000 de euro. Și poate deveni jucătorul. De altfel, toți jucătorii din lotul Pandurilor au primit decizii de încetare a contractelor, urmând ca până la data de 16 ianuarie să anunțe ce au de gând. Jurnalul Gorj TV se oprește aici. Rămâneți cu noi de la ora 21, urmăriți o ediție specială moderată de Sorin Călugărița. În studiul Gorj TV vor fi prezenți Radu Herjeu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, și jurnalistul Alin Ion. Eu sunt Diana Speretoiu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 18. Să aveți o seară frumoasă!